Doamna Leona, sunteți sărbătorită astăzi, da? Da. Așa, să ne facem mai comod lângă dumneavoastră. Avem o surpriză plăcută. La aniversarea dumneavoastră, cineva drag ne-a rugat ca să venim cu mare drag la ușa dumneavoastră. Vă dați seama de la cine vine? De la soț. Un gest frumos, care de ce spre intermediul nostru o să vă facă ziua mai frumoasă. Și o să vă rog frumos, da? Coșulețul cu mare drag. Torta vă aparține. Pentru că mai am câteva cuvinte care o să le dau citire neapărat cu mare drag pentru dumneavoastră. Să calci mereu pe trandafiri și flori nemuritoare. Să ai în viața ta priviri ca razele de soare. Să ai o viață ca în povești, cu vise împlinite. Să dărui celor ce iubești doar clipe fericite. La mulți, mulți ani, scumpa și iubita mea soție. Mulțumesc frumos din suflet. Trăiască la mulți ani. Trăiască la mulți ani. Da? Ce spune soțul? Îi mulțumesc frumos din suflet de surpriză. Și doresc sănătate și bucurie și să fie sănătos ca familie. O surpriză neașteptată, așa-i? Da. V-ați gândit că o să vă expuneți mai multe cuvinte, da? Dar eu m-am mâncat puțin. Da. Acum, sfiesc. Să fie o sănătos. Să fie o sănătos. Au părut niște lacrimi. Lacrimi, sigur, de dor. Așa că soțul, când o să le vadă, nu o să poate să rezist și o zi acasă. Să fiți sănătoasă, mulțumesc. Să aveți mereu parte de asemenea surprize din partea celor dragi, să aveți mereu aproape, da? Să vă iubească și la rândul dumneavoastră să le dăruiți dragostea dumneavoastră. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos dumneavoastră.